Bună seara și bine v-am găsit la profunda mea de ziua de matematică. Așa, Daria, te rog să oprești. La telefonul tot, scoate că ai tu repede. Trebuie să o faci dinainte ca să se vorbim pe cea dreaptă. Nu uitați să menționăm că toți prietenii noștri, dacă se uită la ora acesta, pot intra și pot vedea probleme deosebite. Acum intrăm pe o problemă care mi-a plăcut în mod deosebit. Și anume, fire, o mulțime. Formată din elemente 1, 4, 4 7, 7, 10, 10 96, puncte, puncte. Da, puncte pe 96 și 100. 97 și 100. Și pe o submulțime a sa, formată din 12 elemente. Pe inclusă în el. Pe inclusă în el. Unde pe asta, cu cardinal, cardinal lui P, egal cu 19. Da? Cardinalul lui P egal cu 19. Arătați că în P există două elemente distincte, a căror sumă este divizibilă cu 52. Oricum, spuneam așa, oricum am luat din M. Deci oricum am luat din M o submulțime, oricum am luat din M P mare. Da. Oricum, să rezulte că există două elemente A și B, A și B, așa încât A și B de unde sunt? Să fim B. Așa încât A plus B să se divide, nu? Să se divide la 52. A și B să se divide la 52. Mai vreau o dată probleme. Deci fie mulțimea M formată din elementele 1, 4, 7, 10, 9, 7, 100. Și ne trebuie să găsim două. Fie pe o submulțime a lui M. Adică o parte din elementele lui M. Da, am observat că toți numele din M sunt dintre ei între mai mari. Foarte important. Foarte important. Deci tu ai sesizat și noi toți am sesizat el. Că elementele lui P au o calitate. Nu sunt la întâmplare aruncate. Calitatea lor este aceea că cresc din 3 în 3. N-am găsit eu că în mulțimea M sunt 34 de elemente. Foarte tare! Davide, încă o idee care am constatat este aceea că cardinalul lui M este egal cu cât? Cu cardinalul lui M, că 34 elemente. Eu nu ne-am dat la seara că sunt 34. Am făcut 100 minus 1, totul împărțit la 3 plus 1. Știm noi să aflăm că acestea sunt elementele dintr-o sumă Gauss. Da? Acestea sunt elementele dintr-o sumă Gauss. Și în condițiile acestea, am din 100 am scăzut pe cine? Din 100 am scăzut pe 1. Ca să aflăm numărul de elemente. Am împărțit, da? La 100. Da, e bine. 100 împărțit la 100 minus 1 împărțit la 2 și plus 1. Și face 33 împărțit la 3. Da? Împărțit la 3, foarte bine. Deci la 3 că s-ar fi 3 în 3, da? Mm-hmm. 33 plus 1 fac 34. Deci în momentul de față am aflat că sunt 34. Nu pot un lucru. Fiindcă atâtea elemente că sunt acolo, nu mi l-am de mână. Și atunci am să iau o mulțime, doar M1, fie M1 egal cu elementele 1, 4, 7, 10, 13 și 16. Ori de câte ori sunt într-o problemă dificilă, căutăm o situație mai mică. Adică căutăm să o vedem la un alt nivel, mai la îndemâna noastră. Un exemplu mai mic. Un exemplu mai mic. Mai puține elemente, nu? Mai puține elemente. Și dacă submulțimea 3. Apropo de submulțime. Care este la numărul la care se face? Care? Așa. Eu cred. Aici trebuie să gândim așa. Oricum am luat 5 din ele. 5.
data asta, că ele sunt de toate șase. De ce mă duc așa? Cât era jumătatea de 34? 17. Și am mai pus două, de-am ajutat 12. Da. De data asta, ele sunt șase. Jumătatea de 6 este 3 și plus 2 iau eu. Plus 2, să vedem de ce. Deci mă mențin pe culoarul acela, da, când da. A fost, ca să păstrez proporția problemei. Deci când a fost înainte 34 de elemente, trebuia 19 ori. Am la 19. Deci jumătate plus 2. Jumătate plus 2. Jumătate din câte sunt, din cardinal, și plus 2. Acum, în momentul de față, sigur, cine este acel? Deci, fie pe, hai să zicem, fie pe submulțime a lui N, avem cardinal, cardinalul lui P egal cu 5, și pe o submulțime, având cardinalul P egal cu 5, și atunci se spune așa, oricum am luat două elemente, să se arate că, să se arate că există în P, există în F, două elemente A și B, două elemente A și B, așa încât între două elemente A și B, așa încât A plus B să se divide la, adică David mai întreba, la cine să se divide de data asta? Data trecută la cine ne-am pus noi? La 52. Da. 52 era pe aici undeva, da? Da. 52. Aici la 10, la când vrei. Aici la 10 mă gândesc. Și la 20. Așa? Da. La 10. Dar de ce la 10, David? Nu știu, mi se pare mai la mijloc de toate. E foarte tare, cam la mijloc. Cam la mijloc. Pentru că 7 și 13 face... Da, fac 20. 20 care se divide la 10. 4 cu 16 tot 20 și 1 cu 1 mai. Deci este bine să te oprim la... 1 cu 19 ar fi 20 dacă aș vrea să pun mai plus 19. Dacă nu. Și eu am pus un număr. Deci să arătăm că există două numere. Oricum am luat din cele 5, neapărat 2 și se divide la 50. Adică două ar fi, păi dacă mă ținem pe aia două elemente în acelea. Domnul profesor, m-am prins. 1 cu 101. Nu te duc, lasă-mă să mai zăbovesc aici. Sunt înnebunit. Adică, să văd, nu știu ce înseamnă submulțime. Dar spune-mi că poate să fie, poate să se împartă și la două. Hai să găsim toate submulțimile aici. Hai să găsim toate submulțimile lui M1. Deci, ziceți. O să notăm așa. Peron de M1. Așa notăm. Peron de M1 egal toate submulțimile lui M1. Da? Poate îl mulțumim. Trebuie și pe acelea doar cu de o cifră? Sigur că și da. Și aceea doar cu... Deci, pe rol de M1... Asta e 1, prima și... Este egală cu mulțimea. Mulțimea 1. Mulțimea formată... Formată din elementul 1. Ia uitați copii. Am zis, toate sunt mulțimele. Deci mulțimea formată din 1. Apoi. Mulțimea formată din 4. Mulțimea formată din 3. Mulțimea formată din... Davide. Mulțimea formată din... Uite de aici. 7. Din 7. Apoi, Oria. 10. 10. Dar vedeți că nu sunt elemente. Sunt mulțimile. Mulțimea formată din 13. Deci, sunt mulțimi. De-aia le pun una acolată. Nu e ca aici. Aici cine sunt elementele? Aici elementele sunt... Astea care vedeau. Iar elementele aici cine sunt? Sunt mulțimi. Da? Apoi, cine ar mai fi? Mulțimea formată din 13. 13. Apoi cine ar mai fi? 16.
16, nu, și 16, scoate. Și mai am? 4, mulțimea formată din 4 și 16 și mulțimea formată din 16. Dar de ce 1 și 4, 1 și 4? Sigur că da, eu nu, 1 și 4, cât e tu? Deci mulțimea formată din 1 și 4. 1 și 7. Așa, 1 și 7. Mulțimea formată din 1 și 10. 1 și 10. Mulțimea formată din 1 și 13. 1 și 13. Mulțimea formată din 1 și 16. Și 16. Continuăm. Mai avem. Mulțimea formată din 4 și 7. Deci 1 cu tot semne după el. Acum 4 și cu tot semne după el. 4 și 7. Deci mulțimea formată din 4 și 7. 4 și 7. Mulțimea formată din 4 și 10. 4 și 10. Mulțimea formată din 4 și 13. 4 și 13. Mulțimea formată din 4 și 16. Așa. Horia, continuă tu. Mulțimea formată din 7 și 10. Mulțimea formată din 7 și 10. Mulțimea formată din 7 și 13. 7 și 13. Mulțimea formată din 7 și 16. Din 7 și 16. Mulțimea formată din 10 și 13. Mulțimea formată din? 10 și 13. 10 și 13. Da, 10 și 13. 10 și 16. 10 și 16. Și mulțimea formată din 13 și 16. Mulțimea formată din 13 și? 16. 16. Și câte două? Da. Dar poți să iau și câte trei? Da, dar sunt două elemente. Dar ca problemă în sine trebuie să luăm da? Deci mulțimea formată din trei elemente. Mulțimea formată din 4. Mulțimea formată din 1, 4 și 7. 1, 4, da. 1, și continuăm. Deci continuăm. Da. Da. Știți când care ar fi ultimele, care ar fi ultima submulțime, deci? Da. Cine? Da. 1, 4, 7, 10, 13, 6. În inclusiv ea. Da. Deci ar fi 1, 4, 7, 10, 13 și 16, ultima care e da, și rost. Și mulțimea vidă, nu? Și mulțimea vidă, sigur că da. Și mulțimea vidă. Iată, dragilor. În total ar avea 2 pe 6, nu? 2 pe 6, 64 de secunde. Da. Nu? Pentru că 2 pe 5 fac 30, nu. Stai puțin. Da. Vrei să afli câte elemente sunt aici? Câte sunt mulțime? Da. Ne putem vedea în date, o să-ți dau. Dar va veni 2 la... 2 la puterea 6, 64. 2 la 6, sigur că... Deci cardinal. Cardinal, am mai discutat. Cardinalul e felul. Bm1 este dat 2 la câte elemente sunt, 2 la 6, și face 64 de elemente, de submulțimi. Foarte bine. Deci în numărul de submulțimi a mulțimii acestea este ăsta, 2 la câte elemente sunt, deci 2 la 60, la 6 fac 64. Copii, știți ce înseamnă două mulțimi disjuncte? Două care nu au aceleași elemente. Care nu au niciun element comun. Da. Deci notați-vă. A și B se zic disjuncte. Mulțimea A și B sunt disjuncte. Dacă și numai dacă. Deci A și B sunt disjuncte. Dacă și numai dacă. A intersectat cu B. A intersectat cu B. E dat mulțime vidă. A intersectat cu B, egal cu mulțime vidă. Vă rog, din toate submulțimile de aici, căutați pe mulțimile disjuncte, două pe două. Deci, vreau să urmăriți. Sigur, dacă le luați pe cele câte un element, se văd că sunt disjuncte. Dar vreau dintre astea de aici, din cercul. Deci, a, de aceea de două. Deci, să facă un dintre 0 la 10. Vă spun eu una. Așa, o pereche de două. 4 și 10 la 10. Cât? 4 și 16. Adică o iau pe asta și o mai iau pe asta două. Astea pe cine sunt disjuncte? Aaa, alea două. Ar fi... Păi alea nu sunt disjuncte. Nu, că au pe unul comun. Da.
Atunci asta cu cine este disjunctă? Adică 1 cu 4 este disjunctă, de exemplu, cu 4, nu, este disjunctă cu... 4 pe 10. Nu, 4 pe 7. Ba da. Cu 6 pe 4. Deci 1 cu 4, asta e aici, e disjunctă. 7 și 10. 7 și 10. 4 și 10 nu se poate gândare de 4. Deci, pentru că insist, asta și cu asta sunt disjuncte? Nu. Nu, ca pe 1. Dar asta și cu asta. Nu, că erau pe 1. Dar asta și cu asta. Nu. Dar cu prima asta. Nu. De ce? Dar cu 4. Exact, 1 și cu 4, 7 nu se zice. 4 cu 4. 4, 4, 4, 1. Dar aici. Da. Perfect. Deci mulțimea 1, 4, intersectată cu 7 și 10, fac, nu? Unde? Mulțime lideri. Sunt disjuncte astea. Deci, atenție, acum mă străduiesc să vă comunic ce înseamnă mulțim disjuncte. Dacă mai dăm o altă pereche de două mulțimi care sunt disjuncte. 1 și 4 cu 7 și 13. 1 și 4 și 7 și 13. 1, 4 intersectat cu 7 și 13. Tot mulțime bine. Tot mulțime bine, perfect. Horia, zici bine. Horia, alte pereche. 1 și 10 cu 13 și 16. 1 și 10 cu 13 și 16. 13, intersectat cu 13. Cu 13. Și 16. Fac tot mulțime bine, da? Davide? 10 cu 16, 10 cu 7 pe 13. Cu 7? 13. Și 7 pe 13. E adevărat? Deci el zice 10, 16. 10, 16. Da, este de adevărat. Cu 7 pe 13. Cu 7 și 13. Este adevărat. Fac tot mulțumesc. Alte pereche mai găsiți? Da. Unu pe 7 și 4 și 4 pe 10. Nu, 4. 1, 7, perechea 1, 7. 4 și 4 și 10. 1, 7. 4 și 10. Și 4 și 10. 4 și 10. Și găsit acum. 4, 10. Fați o mulțime lindă. Mai avem alta? Da. 1 și 4, 1 și 4 cu 13 și 16. 1, 4, 13 și 16, da? Da. 1, 4, intersectat cu 13, 16, acolo nu ține bine. Da, mai am și eu o mulțime. Te rog. 10 și 13 cu 1 pe 10. 10 și 13. 10 și 13, intersectat cu 1 și 10. Fac tot mulțime zile. În concluzie, mai găsiți probabil perechea asta. Da. Dar dacă eu mă încăpățenez, nu, vreau să vă mai propun ceva. Vă iau pe 1 și pe 10. Mulțimea formată din 1 o încadrez, o scot din circuit. Adică toate care le-au și pe 1 și 10 le taieți? Deci pe 1 și pe 10 le tai. Atunci te-ai zis 1 pe 4 și 1 și 7. Nu, le-am încadrat. Acele le despart, da? Acum, formați doar pe baza de 4 și 7, 13 și 16. Câte două care sunt disjuncte? Deci pe 1 și 7. 1 și 10 nu le mai avem. Deci, echipuiți-le cu mulțimea 1 și 10, nu le mai aveți. Și acum, pe baza... Adică de acolo unde avem 1 pe 4, 1 pe 7, alea nu mai sunt, nu? Deci nu le mai avem, nu le mai avem. Și acum vreau doar 4 și 7, 13 și 16, de aici care sunt disjuncte de 8 pe 9. Zic, te rog. 7 pe 13, cum? De 7 pe 13.
intersectat cu? Cu 4 pe 13. 4 pe 16. Să disjuncte, nu fac mulțimea? Bine. Mai aveți vreo? Da. 4 pe 7 și 13 pe 16. 4 și 7 cu 13 și 16. 4 și 13 și 16. Intersectat cu? Ai zis 7? 7 și 16. 16. Fac tot ce zic. Hai, 4 pe 16. Nu, 4 pe 4, 16. 4 pe 16 cu 7 pe 13. 7 pe 13. Deci 4. 16, da? Și? 7 și 13. 7 și 13. Stop de jur. Da. Observați că din data ce am scos pe 1 și pe 10, deci din clipa care am scos pe 1 și pe 10, mai puține. Clar că a scăzut numărul celor disjuncte de 8 pe 2. Dacă vă mai spun o mulțime... Următoarea întrebare a mea este asta. Davide și cu Horia. Găsiți în voi submulțimi în care să fie 1 și 10 și să reuniți cu alte submulțimi și să-mi dea mulțimea ei mult. Deci mulțimea E1 este 1 sub mulțimea 1 reunit cu mulțimea formată din 10 și reunit cu care din ele disjuncte încât să-mi acopere toată mulțimea E1. Adică să-mi acopere cine era E1 în discuția noastră? 4, 7, 13 și 16. Deci E1 era egală cu 1, 4, 7, 10, 13, 14. 40. Deci, atenție. 14 și 14. Mai adaug aici. Când profesor a greșit. Am greșit și 16 acolo. 13, 16, da? 16. Domnul profesor, 40. Ca să mi-o acoperam în două, deoarece fac 4 plus 16 care dă 20, am acoperit 2 și 3 cu 17, și am acoperit 2. 20 cu 20 dă 40. Deci tu spui așa, vei lua, pe cine vei lua? Ai, pe 11-10 am dat-o deoparte, nu? 11-10 am spus-o. Care ar fi? Ar fi 7 cu 7. 4? 7 cu 13, da, ar fi 20. 7 cu 13 și reunit cu alta? 4 și 16. 4 și 16. Insist. E 1, mulțimea dată, este acum acoperită. Pentru că reuniunea ce înseamnă? Punerea la un loc. Înseamnă elementul de aici, elementul de aici. 7, 13, 4 și 16. De acord? Bun. Sunt disjuncte acestea. Adică, intersecția oricărilor de la 2 pe 2 ne dă mulțimea piedei? Da. Sigur că da. 7 și 13 cu 4 și 16, da. Sau 7 și 13 cu 10. Care cu 13, da? Toate. Sunt mulțimile sunt diferite, distincte, sunt disjuncte. Ele acoperă complet mulțimea. Corect. Sunt toate elementele acum acolo. Da. Punerea în E1, care era asta de aici,
E foarte bine, în reuniunea asta s-a întâmplat toate elementele. Perfect. Deci egal cu cine asta? Ca să înțeleagă toată lumea. 1, 4, 7, 10, 13 și 16. Problema spune așa, că oricum am luat o submulțime de aici formată din 5 elemente, neapărat găsim două, neapărat găsim două, care se... Dea multiplu de 10. Se dea multiplu de 10. Adică 4 cu 16 sau 7 cu 13. Deci, sunt câte aici? În reuniunea asta sunt 1, 2, 3, 4 submulțime. Când mă gândesc să iau 5 elemente, vreau să zicem pe 1, pe 10, pe 7, pe 4, pe 1, pe al 5-lea. Și pe al 5-lea trebuie să iau 1 din 13 sau 16. Nu mai e altfel. Deci, eu vreau să iau în mulțimea asta, câte se iau din ea? 5. Ca să formez pe P, nu? Da, să formez pe P-ul acela. Da. 5 vreți să luați. Da. Și 5 mă încăpățânez să spun că nu există două care au plătit să facă multiplul de 10. Și atunci le iau așa. Îl iau pe 1, îl submiez. Îl iau pe 10. Și nu vreau să iau niciun decât câte unul de aici. Ca să ne iau o pereche 7 și 13. Ca să demonstrați dumneavoastră că nu există. Eu sunt încăpățânat și spun că nu există. Înseamnă că luați 7 cu 16. Pe 7 și pe 16, așa vrei tu, da. Așa, deci adăugăm 7 și 16. Uite, ți-l încadrez așa. 7 și 16, că tu vrei să spui că nu se poate să fie două acolo a căror sumă să se poată la 10. Da. Deci nu vrei deloc pe 10 pe perechea sa, nu vrei deloc pe 13 lângă 7, nu vrei, te supără. Și nici pe 4 lângă 16. Nici pe 4 lângă 16. Da, n-ai luat decât 4. Am numai 4. Și sunteți obligați să mai luați unul ca să nu spun mulțime de 10. Atunci înseamnă că există două numere adunate care îți dă un multiplu de 10. Deci cel puțin o să vă zici, nu? N-am un control. Deci cel puțin o sumățime, înțelegi, bine? Chiar dacă la 7 de lipi, chiar dacă la 4, ar fi oricum... Asta e momentul de înghesuială foarte tare. Deci încă o dată spune. Eu am gândit mulțimea aia ca fiind o reuniune de câte mulțime aici? De 5 submulțimi. De 4 submulțimi, de special am gândit așa. De 4 submulțimi care acoperă mulțimea toată. Da. Dar dacă am gândit ca o reuniune de 4 submulțimi, disjuncte toate, eu voi spune așa, nu vreau două din astea, nici două din astea. Le iau 1, 10, 7, 14, 4 și totuși, ca să ajung la 5-lea element, mai trebuie unul. Și dacă dumneavoastră n-ați vrut să faceți pereche, nu aveți ce să faceți. Aveți 6 elemente. Păi așa e și la cealaltă, că se pare. Și înseamnă că două numere adunate se vor putea împărți la 52. Da. Să ia cum o duc exemplu mai mic de o problemă. Deci vezi tu ce tare e problema. Dar ne-a fost aici pe cântul și n-ai să înțelegi. Ne-a fost aici, n-ai să luăm. Vreau să fii, să înțelegi și tu. Deci, pe modelul problemei acestea, tu, Davide, ai sărit repede și ai spus, asta era. Și acum să ne întoarcem problema asta noastră, da? Șterg tabla și gândim. Care sunt? Să acoperim mulțimea aceea cu câte două. Acum eram scrie la cărții alea, crășesc mama de care era răspunsul acolo. Și le luăm pe acelea 19. Și suntem noi încăpățânați să le facem cum sunt noi. Și până la urmă, tot trebuia să fie o pereche care... Așa, dar vreau acum să înțelegi și mai bine. Am înțeles.
înțeles. Da? Deci, și pentru voi, și pentru tine, Daria, fiindcă nu ați intrat în problemă, dar ai lipsit un pic și vreau neapărat să înțelegi bine. Deci mulțimea e mare. E compusă de elementele cele care vedem, dar din submulțimea formată dintr-un singur element. Reunită cu submulțimea formată din 52, vă amintiți, da? Da. Reunită cu... Da. De mulțimea mare. Deci mulțimea mare e formată din 1, din 52, cum am avut la noi 1 și 10. Și 10. La care adaug 4 și capătul din celălalt. 100. 4 și 100. Și 7 cu 97, da. Reunită cu 7 și 97. Și așa mai departe. Reunită cu cel din fața lui 52, 49, cu, dincolo de 52, 55. Adică alea de lângă el. Deci e lui 55. Cum observați? Practic am acoperit mulțimea prin reuniunea acestor mulțime, disjuncte. Da. Întrebarea este, câte submulțime ai? Deci câte sunt așa astea de juncte toate? Păi, dacă ne gândim... El are 34 de 34, da. Minus cele două. Minus cele două de o parte. Minus cele două și minus cele 34, pentru că nu mai sunt... Da, care din 34 de elemente, minus cele două care sunt date de o parte, 32. Da, și minus... Și 32. Împărțit la de două. Da, așa nu, 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 oprește de aici. Că din toate cele care au doi la puterea nu știu cât, eu acum am selectat disjuncte două câte două. Ai văzut care sunt diferite, mama? Da. Și în clipa asta, am aici două, de acord, da? Două soluții. Iar aici mi-au rămas 16. De ce 16? Pentru că am scăzut pe cele două și s-am împărțit la doi, cred că am... Din 34 am scăzut peste două elemente. Trebuie împărțit la doi, nu 16. 16. 16 cu 2. Și avem tot 34 de elemente acum. E toată mulțimea M. Deci toată mulțimea M este perfectă. Dacă acolo mulțim cu 2, pentru că sunt 2 elemente, 2 elemente în fiecare mulțim. Fac 32. Sunt 32 plus 2 și avem 16 și mulțim plus 2, 18. Și noi avem 19. Și atunci o să fie una care cu siguranță una dintre ele, adică 19, o să fie un... Dar nu sunt mulțime. Al 19 element? Element. Da, trebuie să fie. Cum e? Cum? Deci, pe trebuie să iau în submulțimea pe 19 elemente. Da. Deci, vreau un pe inclus în M1. Știți-mi scrie sub, domnul. M, da. Pe inclus în M. Și scrie de sub subiem, domnul profesor. Unde? Uitați, acolo, nu e, mă scrieți și pe unul, ca ei să facă cum le luați. Pe inclus în 19 elemente, da. Și cardinalul, cardinalul și pe, să fie 19. Ia să scrie mulțimea, pe cum ar arăta? Încăpățânați-vă acum. Da. Încăpățânați-vă. Eu sunt așa de ia uitați, ia pe 1,52. Vreau pe 1,52. Da? Și pe cine mai iei, David, ca să nu fie? Eu vreau pe 4 și pe 97. Pe 4. Da. Câte un element din fiecare. Din fiecare. Nu iau două de aici, că mă îndrăvează asta. Da, 4 și 197. 197. 97. 97. Da. Și am 4 elemente. Nu, dar trebuie să ajung la 19. Ce după astea? 10 și... 10 și 94. 10 și 94. Dacă ați face cu ordine, v-aș invita să vă vedem în primul loc. Da, ca să vedem când dacă le luăm pe toate, da. Da. Ca să nu... Da. Deci luăm așa. 4 și 7. 107 și 7. 10 și 13. Hai să le zicem pe toate, copii. 16, 19, 19, 22, 22, 25, 28, 31, 33,
34. 34, 37, 40. Gata, da, 43. 43. Până la 43. 45. 49, da. 49. Gata, 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 gata. Nu contează care, oricare l-a luat face 100. Deci neapărat, n-am încotro. Că trebuie să mă toți. Ești obligat să pui mâncare bună și ori. Deci autorul o gândi pe mulțimea IEM ca o reuniune de câte mulțimi? De 18 mulțimi. Ce s-au dat de numărul profesor? Cum are problema? Ce s-au dat de numărul din numere? Deci faptul că o dat la început un număr par de elemente mi-a permis mie să gândesc problema ca fiind o reuniune de 18 mulțimi disjuncte, maxim cu putință, 18 mulțimi disjuncte, și când eu vreau pe al 19 element, trebuie să-l iau neapărat de unul din peretele acestea. Și fiindu-mi neobligat să fac chestia asta, atunci n-am altă șansă decât să iau deci un rând și atunci am două, de acolo, pe lechile acelea, nu? Am două elemente, a căror sumă se parte la 52. 52, da, face 104, da? 104. Se parte la 52. 252. Da. Dacă am înțeles bine, eu aș spune așa. Dacă aș lua cu cardinalul 20. M? Da. Mulțimea M, altă problemă. Nu, zic așa. Dacă M așa asta, iar P, fiind o submulțime a lui M, a cărui cardinal să fie 20. A, P-ul să fie. Da. Da. Să se arate că este cel puțin. Eu vedem acum, adică. Două perechi de numere. Exact așa o să se întâmple. Da, exact așa, ca vă întâlnesc. Păi trebuie să ne întoarcem înapoi la 34. Aici suntem aici. Numai că acum dacă eu zic că iau 20 de elemente... Adică mai au până două. Mai are 20 de elemente. Și scrie 16, 2 și cu 16. Și 18 și 20. Mai punem 1. Da. Și acolo le scrie și speră mai mult. Și atunci găsim două perechi, pentru care suma numerelor se parte exact la... Da, acum așa dacă ne-ați explicat. Băi, asta am văzut, chiar m-am stat și tot m-am gândit. Cum să vă explic? Cum să vă pot explica, ca să înțelegi problema, ca aseară când ne-am lovit și noi de problemă, ne-am lovit ca din zid. Exact. Deci recunoaște că e păcat de Dumnezeu să-mi spune lucrurile pe oameni. Eram la problema prima citirii. Și eu vreau să vă comunic un lucru. Și profesorii sunt oameni. Dar ceea ce facem, ceea ce vreau să vă comunic eu, este invitația de a avea încredere în voi pentru a intra într-o problemă. Nu stai pasiv. Băi, pot, fac ceva, încerc. Și m-am tot întrebat, azi noapte m-am trezit și m-am întrebat cum să vă fac să înțelegeți să intrăm în problemă. Dar dumneavoastră știa să faceți. Noi am știut ieri să o facem. Da, dar noi aveam limbajul adecvat, da, pentru a face pe voi să înțelegeți. Nu la nimic. Și atunci mi-a zis, de ce să dăm deoparte problema? Pentru că nu înțelegeam ce înseamnă mulțimi de junte. Și atunci am trebuit să luăm deoparte, să luăm pe un model, să vedem ce înseamnă submulțimea unei mulțimi. În primul rând. Submulțimea unei mulțimi. Că e o submulțime. Sigur că da. Parte din mulțimea aceea. Și pe urmă să vedem ce înseamnă disjuncte. Diferite. Intersecții lor să facă mulțime vide, asta înseamnă. Să nu aibă niciun element comun. După ce am insistat și am găsit vide și v-am făcut să înțelegi și voi ați... Un exemplu mai mic, ca să nu mă duc. Era prea greu de explicat. După aceea, am înțeles că, de exemplu, acel mai mic, ca să acopăr mulțimea M mare, M-ul, cum am notat să nu acolo,
trebuie să văd ca o reuniune de sumulțimi disjuncte, dar număr de 5. Că două le-am luat eu aici. Le luasem două, da? Număr de 4 parcă erau. Două și alte două. Ei, cum eu doream să fie sumulțime de 5 elemente, trebuia să văd chestia asta și atunci iau un element mai mult, da? Sunt obligat să mă duc în mulțimea aceea. Deci care au fost momentele tale ale problemei? Ce, cu ce trebuia să înțeleg, să ne apropiem de problemă? Care a fost? Eu, mai mult, cea mai interesant parte pentru mine a fost atunci când a spus că trebuie, am luat 4 și trebuia să mai luăm încă unul. Abia atunci am prins de probleme exacte. Până da, atunci am făcut un exercițiu. Deci, tu ai înțeles așa, că modelul mai mic ți-a oferit șansa să te apropii de problemă. Dar mereu când e mai mic, adică nu vezi așa mare de pieți, când e mai mic și înțelegi, din acela care e mai mic, deja știi să faci la... Corect. Acolo la modelul ăla particular, la situația particulară și până te duci în problemă. Da. Deci, pentru voi și pe toți prietenii noștri, câteva lucruri v-am comunicat. În clipa în care te afli într-o problemă, trebuie să ai încredere că poți face. Tu la asta am avut încredere, n-am mai zis că nu pot. Da? Da. Deci, trebuie să ai încredere în tine, să citești problema până o înțelegi. Deci, atitudinea pe care trebuie să o ai, aceea de om învingător. Dacă ai un pic, am mai spus-o, te încearcă sentimentul acela de neputință, de la bun început, n-ai nicio șansă. Deci eu trebuie să fiu conectat. De ce sunt atât de frământat? O citesc o dată, de două, de 7 ori. Și problema e a mea. Nu mai pot scăpa de ea. Deci urmează să o visez noaptea, să văd ce pot să fac. Nu am liniște. Atenție, nu am liniște până când nu intru în problemă. Mă frământă foarte tare chestia. E problema pe care n-am mai întâlnit-o niciodată. Aici este cel mai important lucru. Că voi căutați modele, dragi. Este de 7 stele. Sigur că da. Este problemă foarte mare asta, da. Și de regulă voi căutați modele. De asta n-am făcut. Și aseară discutam împreună la clasa 8-a, că din păcate am o problemă complicată, foarte complicată, aceea că școala generală, până la întâlnirea cu mine, școala primară, mai ales, v-au obișnuit să lucrați modele. Și atunci tu spui așa, fac de astea că am mai făcut. Dar asta n-am mai întâlnit-o. Și nu pot face. Și în structura ta de gândire s-a instalat ideea că tu trebuie să fii roboțel. Da. Să imiți, să cauți modelul meu să fii roboțel. Repet, asta e cel mai grav problema a noastră. Și spune asta că la 6-a, stau cu cei 8-a, începând în clasa 6-a, de la 6-a, 7-a, 8-a. Și acum fug foarte tare, pentru că la școală nu am modele să fac. Și acum, de stăluit de 3 ani de zile apuși, și n-am reușit să-i scot din priză pe chestia asta, nu modele. Căutăm în fața problemei, în baza experienței, în baza cunoștințelor care le am, a informațiilor pe care le posem, să încep să rup problema, să o dezbat. Aici, în problema voastră, n-aveați clar ce înseamnă sumulțime a unei mulțimi. Doi, n-aveați clar în minte ce înseamnă mulțimi disjuncte. Adică, să nu ai un element de comunitate, secția lor să fie mulțime evide. Nu aveați la îndemână ideea de a acoperi mulțimea de bază, pe baza reuniunii celorlalte mulțimi, sub mulțimea ale lor. N-am mai făcut. N-am mai făcut. Ce vrei să faci? Nu, s-a mai făcut. Și aici, la reuniunea lor, trebuia să fie cu unul mai puțin, numărul submulțimilor care se apodere, cu unul mai puțin decât cardinalul submulțimii pe care o vreau eu. Asta e. Să spun
elementele tale ale problemei. Da. Și atunci când tu ai dorit să mai adaugi un element acolo, n-aveai de unde decât să iei trei perechile acestea. Corect. Și acela îți face serviciu. Pentru că tu, într-adevăr, în fața acestui exercițiu, tu zici, dar de ce să-l iau eu perechi? Că puteai deodată să iei perechi și să... Eu îl iau taman să nu fii. Asta e. Deci, ca mod de elaborare a raționamentului este așa. Eu îți arăt că nu vreau să fac asta. Eu am să pot să... Reduce absurd. La absurd, da. Eu vreau să... Eu de la început două aceleași la acoperi și gata. Dar n-am avut nimic. Corect. Eu cred că asta este miezul problemei. Adică am să țară, eu mă încăpățesc să cred că găsesc în mulțimea mare 19 elemente care nu-ți fac joc. Pentru care nu-ți fac jocul. Nu găsești niciodată două a căror să nu se facă să se... Dacă autorul, cât trebuia să dea autorul ca să nu facă jocul? Trebuia să dea 20... Și nu era 34 de elemente erau în mulțimea mare. Cât trebuia să zică pe ca să nu facă jocul? Și voi vă încăpățâna și găsea să nu face jocul. Cât e? 18. Asta e. Dacă dădea 18 autorul, gata. Deci mai două aici, sunt mulțimi, exact. Și aici sunt 16. Voi luați câte una din fiecare și îi demonstrați autorului că n-a avut dreptate. Deci dacă el venea cu 18 elemente, în mulțimea P, îți spunea, da, uite să fii sănătos. Uite te demonstrezi. Dar când te-ai înghesuit încă un element, te-am înghesuit așa de tare, încât tu n-ai avut altceva cedez. Pare rău. Ai dreptate. Am încăpățânat eu, am vrut. Păi este un fel de... Este superb mecanismul de gândire. Da. Deci nu vreau ca să plecăm din de problema asta, cum să spun, în fuga cea mare. Corect, să nu înțelegeți. Fără să înțelegeți mecanismul. Corect. Și mai ales partea asta care am povestit-o eu acum. Exact. Asta. Exact. Sofie? Era înțelesă problema. Tu n-ai înțeles-o. N-ai fost atent. Domnul profesor, într-un fel, problema asta vreau să spună, nu te gândești mecanic, faci cum îți vine ideile în cap. Dar le facem așa fel încât raționamentul pe care îl elaborăm să fie corect. De ce vă faci? Deci, notați-vă aici. Căliniuță. Așa ziceți. Încredere totală în tine, rezolvitor. Încredere totală în tine, rezolvitor. Asta e prima chestiune. Încredere totală în tine, rezolvitor. Adică mine, cel care n-am făcut. Liniuțe de sub. Înțelegerea corectă a problemei. Înțelegerea corectă a problemei. Să nu cumva să aveți pretenția că de la prima citire, ca pe poezie, da, ați înțeles ceva. Nu! Trebuie înțeleasă repetându-o deodată, de 7 ori, de 9 ori. Da? Înțelegea corectă. Scrumata scrum. Foarte bine, da. Deci ce am scrum mai devreme? Înțelegea corectă probleme. Mai prima a fost ce? Încrederea cu data. Încrederea în tine. Înțelegea corectă probleme. Spuneți, Liniuță. Scormonim în mintea noastră, scormonim în mintea noastră, informații în legătură cu problema. Adică, totuși, chiar dacă e grea, găsește soluție. Scormonim informația, adică ce vrea problema asta, ce noțiuni face, mulțim, disjuncte, chestii, de astea, trebuie să înțelegem. Adică să primim măcar o idee care de începere și nu știu așa. Scormonim în mintea noastră, că nu scormonim. Stabilim o strategie de rezolvare. Cum am făcut noi? Strategia a fost de rezolvare, aceea prin reducere absurd. Da? Strategia, spuneți în cazul nostru, reducere absurd. Mă încăpăsesc, crezi că nu e așa. Îți demonstrez eu cum e așa. Da. Dar eu chiar așa, exact. Și ia să-ți arăt eu, că din 35 eu găsesc. Găsesc eu, să vezi că găsesc eu cele 19 care așa. Exact. Asta a fost strategia. Exact. De scheletul raționament este că ne-am încăpățat să credem că nu e adevărat ce spuneau. Păi da, nu e 19. Și în clipa în care am văzut că n-aveam nicio încăpățat, spune, băi, am dreptate. Da, n-ai dat 18. Bun, mai merg înainte să notați și un caz particular. Corect.
corect. Da? Notați și un caz particular, adică dacă prea multe elemente, nu vezi nimic acolo, încerci atunci pe un număr mai mic. Un exemplu mai mic. Un exemplu mai mic. Da. Un exemplu mai mic. Așa, acestea ar vrea să rămână, definitiv în sufletul vostru. Da? Să rămână definitiv în sufletul vostru și spuneți, da, voi ține cont de aceste lucruri. Da. Mi-am dorit tare mult să facem această discuție aici. Da? Mi-am dorit să facem discuție pentru că să nu uităm un lucru. De multe ori se vrea cantitate. Și nimeni nu are răbdare să insiste pe partea de calitate. Corect, da. Da? Volum mare. Ei alergă pe copiii ăștia. Îi nebunim cu... Facem asta cât mai mult, cât mai mult. Nu refracții. Da. Nu refracții. Da, îi spune acolo. Da. Nu stăm un pic și să... La asta de problemă. Aș fi stat la ea și două, trei ore. N-au educația aceea de a fi, să n-aibă liniște când dau de o problemă. Exact, dacă ai apucat din șapte stele super mate, vă dați seama acolo sau? Eu nu exager că spun, colegii de-ai mei sunt cei care nu au, să spună, forța aceea de a să faci înțeleși, chiar dacă descoperă soluția. Că merge și pe chestia asta. Dacă ești un profesor hotărât să le comunici copiilor o altă atitudine, altceva de făcut, nu. Te poți inspira, să zicem, în condițiile în care nu ai înțeles deloc și ai șansa ca să ai o informație de pe la sfârșit. Da. Da, de la ce dar ce de autor, chiar. Dar de autor, sigur că da. Dar tu trebuie să interpretezi că autorul scrie pe între rânduri, tu să vezi partea nevăzută. Corect. A modului de a care îți arăt. Corect și să-i explici lor. Și dacă am înțeles-o problema asta, vă propun să faceți voi o problemă complet diferită. Tot așa, cum mulțim câte... Mulțim, dar nu din 1, 4, 7, nu din 3 în 3. Ia uitați cum vă zice, domnul profesor. Deci nu din 3 în 3. Din 4 în 4, din cât vreți voi, din cât în cât. Important este lucrul acesta, dacă l-ați înțeles. La mine? La un număr cum ăsta aici? Nu, nu. Hai să vedem cam 20 de elemente. Sumulțimea inițială, cu vreo 20 de elemente. Este important, Mihaela. Și din 4 în 4, cum se crează. Și din 4 în 4. Hai să avem pentru prof online. Dar ne vedem miercuri solul. Ei nu învață luni și marți, dar i-am învață de ceamă. Da, pentru că i-au fost săptămâna asta liberă. Ne avem mare sâmbătă. Voi nu învățați. Nici voi nu învățați. Dar voi au pe venit la matematică? Noi? Nu. Voi nu. Voi a 8-a, nu vreți să veniți? Bă, da! Vin a 8-a. Bun. A 8-a, sigur, vine. Eu nu pot. Vin a 8-a, dacă și... Dacă ceilalți vedeți că vin învață, poate nu pot să vină noi și mai. Asta m-am gândit. Nu trebuie să... Că poate mai bine, că pe undeva. Am înțeles. Nu am înțeles. Rămâne... Dar voi... Eu nu cred că dai amați. Am înțeles. Deci, mă întorc și spun așa. Problema pe care o aveți voi data viitoare este următoarea. Ia scrieți. Gândiți pe M de câte? De 20 de elemente. De 4 în 4. Da, și sunt mulțimea pe? De acolo e problema lor. Tot, dacă au înțeles ce am discutat. Și pe eu descoperiți voi din câte elemente să fie minim. Sigur că minim. Ca să aveți la cât se divide, e problema lor. Da, vedeți la cât se divide, e problema voastră. Și minim ca aici. Ați văzut că la noaptea 19-lea au făcut jocul. Asta vreți, da, asta vreau. Dacă v-ați înțeles, dacă ne-am înțeles din toată discuția noastră, înseamnă că puteți gândi și pe problema. Ok. Da? Înțeles. Bine. Să la revedere, să nu dăm like, share, Mai și altceva trebuie să facă. Hai mai departe. La prieteni. Să facă toată lumea. Mai ceva, din neam în neam. Din neam în neam.
Se spune și la neamul spune. Și la neamul spune, da. Se spune și la naș. Și la naș. Și la naș, da.